Doamnă, ce faceți, doamnă, cu domnul polițist în bucătărie? Încuiați. Încuiați în bucătărie amândoi. Uitați că eu încerc să intru, dar e închisă ușa. Domn polițist, o ajutați să îi mestecați dumneai? Îi mestecați mâncarea doamnei să poată să mănânce mai bine? Domne, noi mai așteptăm până vă dați drumul la vorbă. Că văd că sunteți tăcuți. Ce faceți cu polițistul acolo, doamnă? Dar orice ați face, să aveți poftă. Să evacuăm ce, mă? Ba, vorbesc cu mă. Că nu ești vătaf aici. Să ne evacueze de unde? Din apartamentul tău? La baie. Mulțumim frumos. Pe cine așteptați? La baie. La baie, aici am WC-ul public, să știți. Păi nu e toaleta instituției, avem treaba aici, în instituție. Da, dar nu este WC-ul public. A, nu e pentru cetățeni? Cetățeni. De ce nu e pentru cetățeni? De ce închideți ușa, doamnă dragă? Ia uite. Doamnă! Ia! Uite! Și că nu-i pentru cetățeni. Băi, am și închide ușa în nas. Mi-a trântit-o. Ce nu-i pentru cetățeni? Păi, nici nu știu ce astea, nici nu au ce să caute aici. Ce ți-a zis? O cucoană care s-a încuiat aici și mi-a trântit ușa în nas. Doamna! Cine vorbim și noi aici? V-ați închis cu domnul polițist în bucătărie. Ce faceți cu domnul polițist acolo? Doamnă, ce faceți, doamnă, cu domnul polițist în bucătărie? Încuiați. Încuiați în bucătărie amândoi. Uitați că eu încerc să intru, dar e închisă ușa. V-ați închis acolo cu domnul polițist? Sunteți soția dumnealui? Sunteți soția domnului polițist, doamnă? Ce faceți cu polițistul acolo, doamnă? Dar orice ați face, să aveți poftă. Doamna? Domnul polițist? Bună ziua! Bună ziua! Spuneți! Cine sunteți? Domnul polițist? Da, s-a încuiat aici. Lucrați în primărie? Da. Păi s-a închis o cucoană aici cu un domn polițist înăuntru. S-a încuiat amândoi. S-a încuiat. Credeți dumneavoastră? Păi da? Polițistul și cu... funcționarul? Și cu funcționarul să nu fie deranjat? Eu o doamnă creață. Roșcată. Adică așa. Poate o fi soția dumnealui? Amanta, poate? Nici amanta nu e. Eu întreb. Dar da. Ce lucrați dumneavoastră? Ce dumneavoastră lucrați aici în primărie? Cum? Lucrați în primărie? Dumneavoastră? Da, eu sunt șofer. A, ok. Uitați. Ia uitați. Vorbește la telefon. Cu cine vorbiți la telefon, doamnă? Vino până la primărie. Dați plăcintajul de pe masă, domn polițist.
A spus plăcinta pe masă? Nu mai șoșotiți, că se aude tot. Tot se aude. Cum sunt făcute ușile astea. Domnul polițist, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Sau nu sunteți în sprijinul cetățeanului, sunteți în sprijinul funcționarei publice? O ajutați pe doamna acolo să mănânce? Domn polițist, o ajutați să îi mestecați dumneai ei? Îi mestecați mâncarea doamnei să poată să mănânce mai bine? Îi dați cu lingurița să mănânce? De ce v-ați închis cu doamna acolo, în biroul ăsta? În bucătărie, în oficiu. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, domnul polițist. Ce faceți, domn polițist, acolo cu doamna? De nu vrei să ieșiți? Sunt cetățeni care vă cer sprijinul, domnul polițist. Dacă vă deranjăm cumva, ne cerem scuze. Dar avem probleme, avem nevoie de dumneavoastră. V-ați făcut poliții să fiți în sprijinul cetățeanului, nu în sprijinul funcționarilor. Dom'le, noi mai așteptăm până vă dați drumul la vorbă. Că văd că sunteți tăcuți. Oricum, pauza trebuie să fie gata. Ce facem? Stăm și așteptăm, că avem nevoie și noi la secretar, la doamna secretar. Să vedem câtă pauză își iau funcționarii publici din această comună. Ia să vedem. Cât durează o pauză aici? Că de 25 de minute stau eu aici. Domnul primar? Da. Domnul primar, pe dumneavoastră vă căutam. Puteți să vorbiți două minute? Da. Domnul polițist a intrat cu o cucoană acolo și... Nu știu ce fac. Păi vedeți? De unde știți dumneavoastră că nu fac nimic? 25 de minute sunt aici. 20 de minute stă acolo, domnul închis. Uitați, domnul primar, stau închis și acolo. Dumneavoastră ați dat drumul la cameră, da. Filmați aici. Da. Comitem vreo infracțiune? Pentru ce? Care e scopul dumneavoastră aici? Scopul cine și jurnalistei? Scopul și... Da. Spuneți, vă ascult. Uitați că da, a venit poliția. A venit poliția, pentru că au sunat la 112. Foarte bine. Se pare normal, da. Domnul polițist, bună ziua. Bine ați venit. Agresiune? Da. De unde știi, domnul primar, că e agresiune? Nici n-ai fost aici. Nu spune cine. Ne-a întrebat cineva? În fața domnilor polițiști. Polițistul s-a închis cu cucoana acolo, domne. Nu am nicio treabă dumneavoastră. Ai dumneata siguranță, sunt amanți oamenii ăștia? Nu sunt, n-am nicio treabă. Haideți să încoace. Ați coborât acolo la final, nu știți ce s-a întâmplat. Păi dacă dumneavoastră m-ați luat cu chestia asta, îmi spuneți că... De 25 de minute stăm aici, nu ne bagă nimeni în seamă. Bătafule, dacă mai țipi așa, oamenii ăștia te vor amenda, ca să știi. Da, fugi. Drumul la treaba ta. Hai. Domnul polițist. Păi nu știu cine v-a chemat pe voi. Hai. Ce faceți, domnul polițist? Păi, avem nevoie de mâncare. 25 de minute. Să evacuați? Bă, vătafule, vezi că nu-i casa ta să te evacuăm. Să evacuăm ce, mă? Ba, vorbesc cu mă. Că nu ești vătaf aici. Să ne evacueze de unde? Din apartamentul tău? Domnul primar, e casa dumneavoastră? Cum să ne evacueze? Nici nu știți ce s-a întâmplat. Nici nu stați să discutați cu noi. Păi vreau să stăm să vorbim. Filmați-mă cu telefon. Nu aveți voie să... Ce nu aveți? Poliția să spună asta. E casa lui? Și-a cumpărat omul ăsta primărie? Nu înțeleg. Domn polițist, pe dumneavoastră mă interesează primat. Păi de ce? Stați puțin așa. Domn polițist, aveți legea 155 în atribuție? Așa, da, spuneți. 155. Da. Aveți idee ce spune articolul 2? Spuneți, pe... Domne, cunoști articolul 2? Din legea 155, cunoști articolul 2, da sau nu? Spuneți care-i treaba. Domne, cunoști articolul 2? Te-a angajat omul degeaba, la revedere. Bun, haideți să vorbim cu dumneavoastră. Te-a angajat degeaba. Hai. Cum l-ai angajat, domn primar, pe domnul? Că nu știe nici măcar articolul 2.
Din legea lui nu știe. Da. Am avut nevoie de dumneavoastră. Eu era la masă. V-am întrebat pe unul, vă duceți. Avem o rugăminte, că vorbim noi acum, da? Oamenii ăștia doi au făcut școala la Câmpina. Dumneata n-ai făcut-o. Ești comunitar. Și e mai mulți bani ca ei. E mai mulți bani ca ei, înțelegi? Oamenii ăștia au studiat mai multe ca dumneata și dumneata e mai mulți bani decât ei. E normal? Mergeți să mâncați în continuare, că se răcește mâncarea. Cu ce puteți să faceți? Da, domn polițist, haideți că vă spunem imediat. Aveți legea 218-192, e tot legea dumneavoastră. Vreau să o legitimeze și pe doamna, că vreau să știu cine e. Cocoana de acolo ne-a interzit accesul la toaletă, domnul polițist. Este normal să ne interzică... Domne, deci haideți să vă... Doamna secretară, da. Haideți să vă explic. Toaletele când sunt făcute, sunt făcute inclusiv la baruri. Ce vreți dumneavoastră? Marketuri, oriunde sunt toalete publice pentru toți cetățenii. Nu sunt toaletele lor de acasă. Cum ne cumpărăm să așteptați toalete, înțelegeți? Noi vrem să vi spargă hârtiile alea, n-au ce să caute. Și hârtia aceea? După aceea spuneți dumneavoastră, domnul Curtiț, mai intrăm fără mască de protecție? Unde trăiesc, domne, oamenii ăștia? Trăiesc încă în pandemie? Ca să nu vă mai spun că au foarte multe gunoaie aici și dumneavoastră puteți să vorbească pe la telefon. Da. Să nu se răcească mâncărica. 25 de minute, mama ei de mâncare, că eu în 10 minute sunt la masă. Poftiți, doamnă, poftiți. Polițistul local avea treabă cu doamna la masă. Da, acolo. Da, ei mâncau. Domnule, închis și înăuntru, domnule, închis. Așa, ați păzit-o? Nu, eu trebuie să ies în cea doamna să mănânce. Păi, dumneata, în atribuție, ce ai, domnule, în legea aia? Unde, domnule, când ai întâmpinat pe noi? Era cu mâncarea în gură când am intrat noi. El mânca și când am venit. De ce să închizi, domne, ușa acolo? Domne, dar de ce să vă te de ce să închideți ușa acolo, domne, că nu este... Este bucătărie. Ia, dă-mă afară când nu se închide ușa. Cum să încui ușa? Sunt secrete de stat acolo. S-a încuiat doamna. Dă-mă afară, domne, că ții în bucătărie. Domne, ta e 585 ăla în atribuție? Domne, ta și ce spune 585 ăla? Articolul 105? Certificatele Ornis. Clasă 1, clasă 2. Nu știe, domn polițist, n-are treabă. Nici nu știe să facă ce fel de uși. Da. Vorbește, lasă, vorbesc. Uite, am nevoie la doamna secretar. V-a sunat la 112? Da, la 112, a zis. Da. Cine v-a sunat, domn polițist? Doamna secretară. Doamna secretară, am rugămintea să o sancționați pe UGHE 34 pentru că a sunat la 112. Nejustificat. Fără să-i se bună viața în pericol, prin SNU-AU. N-ai sunat pe 112. Da, cu... Păi domnul primar a zis că au sunat la... Noi o să întrebăm treaba asta. 44 să cerem. Domnul primar a zis că s-a sunat la 112. Bine, poate a greșit omul, nu? Da. Haideți că vă lăsăm să vă faceți treaba. Hârtiile astea trebuie să dispară de aici, ce stâmpenile astea? Doamna secretară, ați terminat acolo, doamna secretară? Ia bătem ușa. N-ați terminat de mâncat, doamna, că avem nevoie și de dumneavoastră. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Niște cetățeni, doamne, ne-ați adus la poliție aici, doamne. Credeți că dacă ați chemat poliția, ne intimidați? Aici o să stăm până ni se pun toate informațiile de interes public la dispoziție. Sunteți angajată să stați cu ușa închisă acolo, doamnă? Și s-a făcut ora 1, doamnă dragă, a trecut pauza, ce facem? De 2 ore stați închis sunteți acolo. Sunteți plătită de cetățeni să stați să mâncați toată ziua? Știm, în baza legii 544, că putem să facem și să cerem informații și în scris. Însă, o să... N-a fost sunat pe 112. Bun, ok. N-a fost? Nu, poliția... Chiar am specificat domnul primar când am venit aici. Noi nu ducem o luptă cu poliția română. Poliția română întotdeauna ne sprijinit peste tot unde a mers în țară. Noi vrem doar să spunem câteva întrebări. Vrem să vedeți și dumneavoastră, să constatați personal, că se încalcă, să le chemați ITM-ul, se încalcă legea 153, articolul 33, în ceea ce privește afișarea salarizării la vizier. La vizier nu există salariu, nu sunt puse. Și de aceea vrem să vorbim. Cu cine să vorbim? Cui? Pe cine să întrebăm? Dacă ne credeți, de 30 și ceva de minute stăm aici și așteptăm să iasă doamna. S-a încuiat acolo. S-a încuiat, s-a încuiat. Cium, 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 cium. Nu știu ce făceau acolo, cium, 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 cium. Cred că mâncau. Cred că mâncau, mestecau. Cum sunt închis, domnule? Este o instituție publică și nu ai ce să caute un polițist local cu o cucu. A, poate sunt amanți. Atunci, da, se înțelege, se închidă. Dar cum domnul polițist se închidă amândoi? De la dumneavoastră, tot așa faceți, domnul polițist? Eu mă întreb. Intrați cu polițista și vă închideți. Bravo, domnul Folții, felicitări. Felicitări. Exact, bravo, bravo, bravo. Noi, nu, că noi o așteptăm pe doamna să termine pauza, că trebuie să termine. Acum degeaba. Da, eu... Noi ne legitimăm, dacă eu vă să vă întreb motivul legitimării, fără nicio problemă, dacă vreți să ne legitimați. Saioc Mariana este numele meu, Șandor Maria este numele ei.
Suntem din Constanța. Ne vădăm că nu avem nimic de ascuns. S-A-I-O-C, S-A-I-O-C Marian. Vă dau și CNP-ul ca să mă găsiți mai repede. 1-8. Gălăgie nu am făcut. Mai mulți pe ei, mai tare decât noi. Bine, am înțeles. O să ne recalcitranți, aveți datele noastre de acolo. Poliția pleacă, doamnă dragă. Stați, vă jucați Candy Crush, ce vă jucați? La revedere, o zi bună. Nu scăpați de noi până nu vorbim. Spune că a plecat poliția. Am spus că a plecat poliția, că a chemat degeaba poliția. Ce treabă are poliția cu... Poliția nu poate să ne dea informațiile pe care noi le cerem. Doamna se juca Candy Crush, cred că era pe telefon. Da? Da, da, s-a ridicat. Ia. Pe cine mai chemați? Că ați chemat poliția? Paza, să te bată! Domnul primar a plecat și el. Primarul unde-i sus? A plecat. A plecat. Da. A plecat, domnule poliția. Ce faceți acum? Tot acolo stați închiși? Stați închiși. O să te vadă și soțul dumitale cu coană. Că stai închisă cu polițistul local în bucătărie. Și o să te vadă și cetățenii din comună. Că și... ești plătită să stai toată ziua cu polițistul în bucătărie. Că noi stăm aici până la 3-4 când e gata programul. Să vedem până atunci o să stai închisă. Doamnă, polițistul, secretara cu polițistul general sunt amanți sau îi s-o soție ceva? Adică sunt neamuri? Păi s-au închis, domne, în bucătărie acolo și foșcă e pe acolo, foșcă s-a urcat pe... Știu, dar s-a urcat cu fundul pe blatul dumneavoastră acolo de mâncare. Unde mâncați dumneavoastră, am văzut că... Da? Nu știu ce e acolo. Adică nu-i frumos că cetățeanul are treabă la primărie și stau în bucătărie închiși acolo. Ați terminat gata, da? Da. A venit și Poliția Națională. Dar au plecat oamenii ăștia. De ce i-ați chemat? V-a fost frică că vă batem cu telefoanele, cu camera, cu ce v-a fost frică că vă batem? Că nu batem, domnule, noi nu suntem agresivi. Ne-a identificat, ne-a spus numele, prenumele. S-a închis doamna secretară acolo. Ce face doamna secretară acolo? Păi nu mă întrebați ce face Dumnezeu. Păi dumneavoastră n-a stat cu ea până acum 20 de minute? Nu, eu am închis acolo. Vă cer sprijinul, că sunteți în sprijinul cetățeanului. S-o deblocați pe doamna. S-o deblocați pe doamna, pentru că trebuie să vină la serviciu. S-a blocat, domnule, doamna acolo. Păi nu, trebuie să... Chemați pompierii. Trebuie să-i comunicați că trebuie să vină la serviciu. Așteaptă cetățenii. Dar chemați pompierii să spargă ușa. Ea este înăuntru. Aia e șefa dumneavoastră? Nu este șefa, ea este înăuntru. Nu îi spuneți verbal că trebuie să vină la serviciu, că s-a terminat pauza de masă. Ce facem? Dom'le, s-a blocat, dom'le, ajutați-o să iasă de acolo. Mie nu vă este frică, poate îi se face rău acolo după ușă. Eu cred că i s-a făcut rău, că dar nu mai răspunde. Dar și eu cred că nu mai răspundem. Nu știu ce se întâmplă. Este înăuntru. Ia vedeți dacă îi tăia fără. Este, normal că este. Sigur îi tăia fără, că noi ne îngrijorăm acum, să nu cumva să-i fie rău doamnei acolo. Poate îi se face rău. Le spuneți-i așa, dragă, ești bine? Ia, te-a plecat polițistul. Întreabă domnul polițist, dragă, ești bine? Este moment, închide ușa în asta. Doamnă! Vă simțiți bine? Alaltă ieri partea cu a doua. Partea a doua. Cu polițistul în bucătărie. Ar trebui să mergi direct la... La bucătărie? La... Dar tot la ora asta am fost și ieri. A, nu, pe la 12 am fost ieri. Săruna, ce să te trebuie de serviciu? Da. Bravo, frumos ai la bucătăria dumneavoastră. Direct la secretar. Aici e. Hei, la doamna Anca. Aici. S-a încuiat. N-a venit doamna Anca? Nu e, nu e. Stai că e cu cineva. Nu
Bună ziua, domnul primar. Ce mai faceți, domnul primar? Bună ziua, puteți să vorbiți cu noi astăzi? Da, ne cunoașteți acum? Eu n-am știut cine sunteți, dar da. Da. A, deci ieri nu știa cine suntem, cine? Sau în altă ieri, când am fost aici. N-am știut despre cine e vorba, n-am știut. Și acum v-ați informat între timp? V-ați informat? M-am informat. Și ce știți acum, domn primar, despre noi? Că unde găsim transparență, ne vedem de drum, corect? Da, v-am spus, dar nu sunteți binevenit. Eu n-am știut despre ce e vorba și care e situația jos. Am venit pe urmă jos când am auzit acolo că era, mă rog, doamna, vocile respective, dar atât, în rest n-am... Dar, noi și, nu că nu spunem doar câteva întrebări. Sigur, și da, ieri voiam să vorbim, legat de gunoaie, ce puteți să ne spuneți? De gunoaie e o problemă generală, în toată țara. E o chestie... ce să facem tot timpul, campanii, încercăm să le strângem chiar și am discutat și în ședința de Consiliu Baseară cu consilierii, încercăm să facem tot posibilul să îi determinăm pe cetățeni să nu mai arunce gunoaiele pe peste tot. Dar... De ce s-a închis polițistul ieri cu doamna secretară în bucătărie? Nu știu să vă răspund la chestia asta, nu știu, bănuiesc că nu, v-am spus, nu au absolut nicio problemă. Crezi că le-a fost teamă de ceva? Sau? Nu le-a fost teamă de nimic, nu, dar... cred că a fost, nu știu, o reacție involuntară, nu cred că a fost. A început totul, da. Noi i-am dus la baie și doamna Anca, care s-a încuiat în bucătărie, i-a spus că nu avem voie, că nu există, nu poți să vină cetățenii. Cum e? Nu interesează părerea dumneavoastră, poate dânsa nu informată. Nu, e normal să aibă acces cetățenii, nu, asta e clar, nu se poate. Deci, adică nu vă dați seama, e chestiune de civilizație. Ne de asta le-am făcut, nu le-am făcut... Exact. ...care a venit cu mașina, că ei trec pe acolo pe suport, a basculat și a plecat mai departe și a lăsat... un morman de saci, de moluți și de toate nebunile. Aveți camere de luat vedere? Acolo nu avem camere de luat vedere acolo pentru că nu se pot lega la curent electric. Asta e, o să luăm acum, vreau să luăm de asta cu panouri solare, dar am pus o cameră din asta pe un copac de acolo și mi-am luat-o de acolo. Au luat-o? Da, să urcă, l-au urcat în copac și a luat-o și n-am mai găsit-o pe urmă. Asta e. Am mai avut situații când au crezut că dacă iau camera de luat vedere, s-au dus către camera de luat vedere și au jumulit-o de acolo, dar nu s-au gândit că înregistrarea respectivă rămâne și vezi... Și vezi cine a pus mâna. Da, și cine a pus mâna pe camera. El a zis că gata, dacă a luat camera, s-a rezolvat problema. Nu mai vedem cine a fost și cum a fost. Da. Vrem să mă întreb, domnul primar, ați accesat fonduri cumva, adică fonduri europene sau de orice natură? De când sunteți? Nu, hai să vă întreb altceva. Proiecte pe fonduri europene, haideți să vă arăt. Am fost nevoiți conform ordonanțelor de guvern, care au fost binevenite. Ele au fost poate oarecum bine gândite, ordonanța aia 15, prin care s-a dat voie să putem majora contractele de lucrări conform indicelui de inflație și, mă rog, așa, dar n-au indicat și sursa de finanțare pentru chestia asta. Au zis bugetul local. Păi eu dacă am 5 proiecte pe fonduri europene, cât să suporte bugetul local? Că nu suntem o comună care avem un buget extraordinar. Și am fost și am discutat și cu domnul premier și tot timpul mă plâng la Consiliul Județean și peste tot. Și mi-au zis că or să dea ei acum anul ăsta, or să dea niște credite de trezorerie. Cetățenii au apă potabilă toți aici? Avem, da. Avem apă, avem canalizare peste tot și acum am făcut un proiect pe fonduri europene pentru asfaltare și urmează al doilea proiect pe Angel Salini pentru asfaltare, pentru stratul 2 de asfalt, ca să rezolvăm și cu apele pluviale, că tot ce înseamnă asfalt, eu nu le fac fără rigole betonate pentru scurgerea apei, că ne batem joc de asfalt dacă nu facem cu rigole. Cu cât a luat alegerile? Alegerile cu cât la sută ați luat? 82%. 82. Da. Bine. Felicitări, domn primar, dacă v-au ales, adică v-au votat în 82%, adică
Destul de mulți oameni înseamnă că faceți treabă pentru acești cetățeni. De asta sunt aici. Eu sunt aici ca să fac treabă. Știu. Nu sunt aici. Că dacă trag linie la sfârșitul anului și n-am făcut nimic, plec. Că n-am de ce să stau aici. Toți primarii vin la primărie să facă treabă. Credeți-mă că sunt primari care vine doar să fure. Dar aceia nu sunt aleși 3 mandate și ultimul cu 82%. În celelalte mandate. Eu asta sper ca oamenii să fie mulțumiți de munca pe care o depun aici. Dacă eu consider că nu sunt eu mulțumit de munca pe care am făcut-o aici, plec eu. Deci n-am de ce să stau aici, că nu stau ca să... De gaze. Noi vă mulțumim, domnul gaze, de gaze. Are gaze. Mi-a spus de gaze. Avem gaze. În toată comuna avem gaze. Toată comuna. Și de gaze și de canalizare. Și canalizare e funcțională, toată canalizarea, peste tot. Pe PNRR 1, Angel Saligny, ați accesat? Pe Angel Saligny, da, avem acum în... am avut așa, pe PNDL 1... PNDL 2, că pe unul n-am avut nimic, da. Că n-am prins eu PNDL 2. Avem școala asta frumoasă care, nu știu dacă ați văzut-o în Potigraful, chiar la intersecția DN1 cu drumul județean 101E. E o școală nouă, făcută toată după ultima. Păi nu, a fost atunci, n-am știut ce s-a întâmplat. Eu am venit, am coborât când am auzit atunci vocile jos, am coborât și nu știam, nu mi-a povestit nimeni ce s-a întâmplat de fapt. Urmă, derulând firul evenimentelor și văzând despre ce e vorba, ați inclinat să ne dați dreptate ulterior. Da, Maria, nu mai vorbim de discuția de ieri. Astăzi cum s-a părut... Foarte transparent, ne-a poftit, a discutat cu noi, ne-a spus ce proiecte a implementat, ne-a spus există gaze, există apă în această comună. N-am uitat să vă întreb, dispensar, au cetățenii? Da, avem 3 dispensare. Deci au 3, sigur, și da, sunt 3 medici de familie, funcționale toate, sunt 3 medici de familie... Având în vedere că la 1800 de locuitori avem un medic de familie, este super okay. Deci fără probleme, sigur. Da. Noi vă mulțumim, mulțumesc domnul primar. Dacă aveți timp, vă invit să vedeți școala nouă. Dacă aveți timp, unde mergeți? Că merg și eu în partea asta și doar spre Ciurnița. Nu. Ciurnița. Nu, mergem spre, cum se cheamă, Ciorani. Ciorani. E aici. E în același loc? Dacă vreți. Da, putem să luăm și două cadre de acolo. Să vă arăt o școală cu adevărat europeană. Da, chiar.